În timpul Primului Război Mondial, principala formă de apărare și de menținere a fronturilor erau tranșeele. Tranșee este termenul militar folosit pentru șanțurile adânci de 2 metri sau 1 metru, uneori întărite și apărate de o rețea de sârmă chimpată și saci de nisip. Deși Marele Război a durat 4 ani de zile, linia frontului a fost împinsă doar 80 de kilometri, asta din cauza luptelor crâncene duse în tranșee pentru cucerirea acestora. Un singur cuvânt poate descrie condițiile întâlnite în tranșee. Groaznic. Moarte, rece, umed, depresie, frică, anxietate sunt printre multele cuvinte care se repetă în relatările soldaților referitor la viața dusă în tranșee. Principalul factor care scădea moralul soldaților era apa. Din cauza adâncimii tranșeelor, mereu se acumula apă la baza acestora, iar în cazul ploilor, inundarea acestora era inevitabilă. Din cauza acestui impediment, mulți soldați au suferit de boala numită picioare de tranșee. Aceasta consta în degenerarea pielii picioarelor și putea duce la febră, moartea țesuturilor, amorțeală, chiar și gangrenă. De asemenea, statul prelungit în umezeala tranșeelor ducea adeseori la hipotermie. Un alt aspect care îi măcina pe soldați erau șobolanii. Șobolani de talia unei pisici. Aceștia făceau daune semnificative rezervelor de hrană, dar de asemenea transportau boli și puteau infecta soldații. În relatările din Primul Război Mondial, mulți soldați afirmă că și-au pierdut chiar degetele de la picioare din cauza acestora. Deși poate părea greu de crezut, principala stare de spirit pe care o aveau soldații care luptau în tranșee era plictiseala. Atacurile asupra altor linii de tranșee se întâmplau destul de rar. Soldații trebuie să reziste zgomotului neîncetat al artileriei, fricii unui bombardament cu gaze toxice și chiar a propriilor gânduri. Fiind supuși acestor probleme zilnice, plus gândul că familia ta ar putea fi îngropată sub un morman de moloz cauzat de focurile destructive ale artileriei, a determinat nenumărate tulburări psihice în rândul soldaților. Este estimat că în jur de 9 milioane de soldați și-au pierdut viața în Marele Război, dar doar Dumnezeu știe câți dintre aceștia au fost victimele condițiilor inimaginabile ale tranșeelor.